Eu sunt Narcis, sunt președintele subfilialei Comănești și în același timp sunt și membru în Comitetul Crucii Roșii Bacău. Mă bucur foarte mult că ați reușit, fără incidente, după drumuri lungi, că știu că ați venit de departe, chiar și din Republica Moldova, ați reușit să ajungeți la noi aici, la Comănești, și chiar la final, când s-a oprit și ploaia. Pe noi, cei care suntem de dimineață, ne-a cam plouat puțin, dar eu consider că această ploaie a contat foarte mult pentru belșugul acestei tabere. Așa cum procedăm de fiecare dată, facem o deschidere oficială, în momentul în care ne cunoaștem cu toții, să știm cei care ne ajută să organizăm astfel de tabere, care sunt extrem de importante pentru parcursul profesional al fiecărui voluntar de Cruce Roșie. Cu toții știți la ce ați venit, cunoașteți în mare parte, sunteți instruiți cu privire la primul ajutor și situațiile de dezastru și cum trebuie intervenit. Însă tabăra noastră, fiind puțin atipică față de alte organizări, se face la munte, se face la cort, în situații mai speciale. Cu această ocazie, țin să vă spun că parteneriatele noastre sunt destul de importante și echipa noastră este una mare, sufletistă. Acesta e și motivul pentru care organizăm deja a 8-a ediție. Deci de 8 ani de zile la Comănești, organizăm această tabără. Prin urmare, aș vrea să vă prezint partenerii, sponsorii și întreaga echipă cu care colaborăm de fiecare dată. În primul rând, fără doar și poate, dacă n-am fi avut această locație, n-am fi avut logistica prezentă aici și n-am fi avut aceste dealuri frumoase, probabil nu aceasta ar fi fost locația pentru o asemenea tabără. Dar Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ajutat prin oameni. Și în primul rând, de la începutul primei ediții până astăzi, și sper eu și în continuare, avem sprijinul primăriei orașului Comănești, iar din partea primăriei îl avem, bineînțeles, pe primarul orașului Comănești, domnul primar Viorel Miron. Domnul primar a fost și de la bun început a fost un susținător înfocat al Crucii Roșii, de altfel la invitația domnului director Babliuc, al filialei noastre Bacău, au colaborat pe diferite proiecte importante și au colaborat, să spunem, și la bine și la greu. Dar despre acest lucru o să vă povestească dânsii. Și dacă tot l-am introdus și este o ocazie specială astăzi pentru fiecare dintre noi, cei din filiala Bacău, vi-l prezint pe directorul Crucii Roșii Bacău, sărbătoritul de astăzi, pentru că este și ziua de naștere, domnul Babliuc Darin. Mai mult nu pot să cred. Din fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru aplauze. Mai dăm o zi. Și pentru că Crucea Roșie, așa de unde veniți și voi, suntem, filialele noastre sunt sub lupa Societății Naționale de Cruce Roșie, sau cum spunem noi, sediul central. Astăzi, din partea sediului central, avem un reprezentant de seamă, cel care, să spunem, organizează evenimentele specifice, cursurile, formările pe partea de dezastru. Și îl avem alături de noi pe directorul Departamentului de Dezastre, domnul Daniel. Am auzit, nu? Sau uit tot timpul numele celălalt. Da, e foarte greu. Modoacă. Modoacă, așa. Mulțumesc, Marcus. Nu știu dacă am timp alocat, dar aș vrea să spun câteva cuvinte. O să fie după aceea. Nu, da? Imediat. Nu, apezim și... A, am înțeles. Mulțumesc. Revin atunci cu mesajul. Așa. Mulțumim foarte mult, Daniel, că ți-ai făcut timp să vii de la București pentru noi, dar așa cum și-au făcut și alții din Republica Moldova să vină, ai putut să vii și tu. De asemenea, partenerii noștri de fiecare dată și cei cu care colaborăm în astfel de situații, noi fiind cumva mâna dreaptă, Crucea Roșie, pentru instituțiile statului, avem reprezentanți din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, Maior Constantin Iene, pe domnul locotenent colonel Hâncu Ionuț, și pe domnul locotenent colonel Hodorog Gabriel.
domn inspector șef a declinat atribuțiile către colegii dânsului, însă am fost sfătuit să tragem cât mai mult de dâns și pentru că o să avem un atelier și cu inspectoratul pentru situații de urgență, o să vedeți, o să fie o surpriză frumoasă pentru fiecare anul acesta. Cei care ați venit anul trecut mai știți despre ce a fost vorba, va fi altceva. O să vedeți. Bun, tot am terminat cu instituțiile cu care colaborăm și care ne sunt partenere. Evenimentele noastre se desfășoară și cu sprijinul sponsorilor, pentru că suntem o organizație non-guvernamentală și, prin urmare, trăim de pe urma 3,5. Știți prea bine cu toții că umblăm după bani, că altfel nu le putem descurca ca și organizație. Și, prin urmare, la această tabără avem sprijin substanțial din partea CR, CFR Comănești, sau Progresul Comănești, printr-o delegație aici reprezentată de domnul președinte, director executiv, Liviu Mazilu. Un partener de nădejde la aproape toate edițiile și ne bucurăm foarte mult că ne-a ajutat și ne va ajuta și în continuare, sper eu. De asemenea, din partea King Complex Onești, cred că ați mai auzit de dânsii, o sponsorizare substanțială pentru evenimentul de astăzi și avem o delegație și astăzi a venit din partea King Complex Șargu Ion. Și domnul Potorac Cristian. Eu v-am invitat la masă, dar n-ați vrut. De asemenea, tot de la Onești avem un membru al Comitetului Județean al Crucii Roșii, un focat membru și un sprijin constant încă de anul trecut al Crucii Roșii, doamna avocat Elena Apăvăloaie. De asemenea, un sprijin încă de anul trecut și un membru al subfilialei de Cruce Roșie din Comănești, domnul doctor Bogdănescu Răzvan. Anul trecut a susținut chiar și un atelier aici pe probleme stomacale, nu? Sau ce era? Nu mai știu. Gastrointestinal, așa. Medicii știu mai bine. Bine că sunt inginer. Acestea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul invitaților, să fim cât mai rapizi, că vine mâncarea, nu? Vorba aia. Și de asemenea le fac invitația tuturor celor de față, pe toată perioada taberei, să veniți, să vedeți ce facem în această tabără, ce învățăm și cu ce vă putem la final, bineînțeles, să vă fim de folos în activitatea de zi cu zi. Atât primăriei, atât instituțiilor statului, cât și sponsorilor. Pentru că de multe ori chiar și sponsorii au nevoie de sprijin în anumite evenimente, în a acorda prim ajutor. Și la cine să apelez? La Crucea Roșie. Prin urmare, îl invit pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Vă rog. Bună ziua, vă spun și eu. Nu vreau să vă spun decât un bun venit în orașul Comănești. Ne bucurăm că ați revenit o parte dintre noastre, poate sunteți și la prima ediție. Ați pentru prima dată venit unii dintre dumneavoastră. Vă doresc să aveți un sejur plăcut, să căpătați o experiență bogată, să plecați de aici cu amintiri plăcute și ceea ce învățați aici să puneți în practică și să vă fie de folos pentru tot restul vieții dumneavoastră. Pentru că oricând se poate întâmpla să aveți ocazia să aplicați ceea ce învățați astăzi aici. Mai departe, nu mai spun nimic, pentru că domnul Nați a spus că vine masa și să nu vă tai din rația de mâncare. O zi bună, să ajung pe cu și tot ce vă doriți dumneavoastră. Până să-i dau cuvântul domnului director Babliuc, trebuie să scot în evidență că primăria orașului Comănești, domnul primar, alături de domnul directorul Babliuc, au o relație destul de importantă și veche, să spunem, încă din anii 2005, când probabil ați văzut la televiziune, au fost acele inundații destul de urâte, să spunem, pe Valea Trotușului și nu numai, și pe Valea Trotușului, Valea Muntelui, și acest lucru a legat extraordinar de bine să spunem, relațiile pe plan local sau la nivelul județului. Fapt pentru care domnul primar l-a propus cetățean de onoare al orașului Comănești pe domnul director Babliuc. Și dau și cuvântul cu ocazia asta. Vă rog.
Da, în câteva cuvinte s-au evidențiat relațiile care au pornit din 2004, mai bine zis, și au continuat și va continua probabil și în viitor între Crucea Roșie Vaclui și primăria orașului Comănești. Au fost dese intercalările noastre cu diversele acțiuni și proiecte care le-am avut în zona. Domnul primar este un om deosebit cu suflet pentru cei aflați în nevoie și activitatea care se va desfășura aici, în cadrul taberei, este și datorită sprijinului primit din partea dânsului, cu locația, cu tot ce s-a făcut, s-a ținut cont ca să sprijine inclusiv împrejmuirea această tabără, să se conserve locul pentru cât mai multe asemenea acțiuni. O să fiu și eu foarte scurt. Bine ați venit celor din Crucea Roșie Română, bine ați venit celor din Crucea Roșie Moldova. Salutări la întoarcere doamnei director și președinte care îi aveți acolo. Salutări la colegii mei din țară, de la filiale și la domnii președinți. Sigur, vă va face plăcere și aș fi încântat ca să transmiteți, știu, printr-un mesaj scris, înainte de a pleca, la ce v-ați așteptat la această tabără și cum plecați de aici, cu visul împlinit sau neîmplinit. Ca noi să știm să mai putem corecta în viitor alte tabere care gândim să le organizăm. Cu asta fiind spuse, eu vă mulțumesc și să fiți atenți să vă autoprotejați în orice deplasare și acțiuni pe care le desfășurați aici, pentru că este spre binele și sănătatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Pentru că Daniel era nerăbdător să spună câteva cuvinte, îi dau cuvântul. Mulțumesc frumos! Era nerăbdător pentru că nu a mai fost de foarte mult timp și este important să transmit mesajul pe care îl simt, pe care l-am perceput. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Felicit filiala Bacău, subfiliala Comănești, cooperarea dintre autorități, pentru că peste tot unde am fost, atunci când există conlucrare între Crucea Roșie, autorități și toți factorii, indiferent că vorbim de primărie sau de cei de la IGSU, poliții și așa mai departe, toți actorii care au atribuții atunci când se întâmplă ceva, rezultatele nu întârzie să apară. Vreau să vin cu un mesaj către dumneavoastră. Înainte de asta, cu o mică corecție, să zic așa, nu se află sub lupa sediului central, nici filiala, nici sub filiala. Conlucrăm tocmai pentru că misiunea noastră e aceeași, de a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor și au nevoie de noi atunci când se întâmplă un eveniment nefericit. Vreau doar să vă zic că mă regăsesc în fiecare dintre dumneavoastră și o să vă explic de ce, pentru că la fel ca unii dintre dumneavoastră am pornit ca voluntar. 8 ani de zile am fost voluntar, am participat la activități de acest gen și am prins atât de mult drag încât am vrut să rămân și să fac mai mult, deci înțeleg perfect partea asta și aș vrea să trăiesc mesajul de să înțelegeți unii dintre dumneavoastră. Știți deja, ați simțit lucrul ăsta, sunteți vector ai schimbării. Fie că vă întoarceți înapoi în filială și spuneți despre experiență sau învățați alți voluntari noi, sau sunt cazuri, mie personal mi s-a întâmplat, deși nu mi-aș fi dorit, să fiu martor la incidente nefericite, accidente rutiere sau mai știu eu ce, care, iar informațiile dobândite de-a lungul timpului, fie în tabere, fie în pregătiri, m-au ajutat foarte mult. Atât în situația să-mi păstrez stăpânirea de sine, că de multe ori nu ne dăm seama până nu suntem puși în fața faptului împlinit, că s-ar putea inclusiv noi să nu putem să controlăm emoțiile și să acționăm. Dar cu exercițiu, ceea ce se întâmplă și aici, cu siguranță veți fi pregătiți. Vă doresc o activitate reușită și să-i ascultați pe organizatori, să-i ajutați să le faceți misiunea mai ușoară, pentru că înțeleg perfect ce înseamnă partea de organizare. Este o muncă extraordinară și este foarte important ca să le arătăm și respect și apreciere. Aș vrea doar să văd cine este din Republica Moldova și mă bucur că am bănuit că toată delegația. Am întrebat pentru că
chiar acum o lună de zile, dacă nu greșesc, chiar am fost în Republică, tocmai pentru a întări această cooperare între Crucea Roșie Română și Crucea Roșie din Republica Moldova și pot să vă asigur că nu se va opri la participarea dumneavoastră aici sau la încercăm să sprijinim, așa cum noi, Crucea Roșie Română, am fost sprijiniți atunci când am avut nevoie. Mulțumesc frumos! Aș vrea să dau cuvântul și reprezentanților din partea Inspectoratului pentru situații de urgență. Domnul locotenent Hâncu sau cum? Bună ziua încă o dată! Eu o să fiu scurt, întrucât pentru mine e prima zi în mijlocul vostru, dar o să ne revedem cu siguranță în zilele următoare, și anume ziua de sâmbătă, unde o să colaborăm în ceea ce privește activitățile pe care le-am propus pentru voi. Nu vreau decât să vă urez ședere plăcută și prezența noastră aici în continuare nu face nimic decât să întărească colaborarea pe care avem noi împreună cu Crucea Roșie Bacău. Și poate deja știți unii dintre voi că în fiecare an vă cerem sprijinul noi și cu siguranță și județele din țară pentru a participa în cadrul concursurilor școlare și avem și noi acel concurs cu Viața Mea Păr Viața, unde cu siguranță, poate încă o dată spun, ați participa în calitate de membri ai juriului. Încă o dată vă zic bun venit și să aveți un sejur cât mai plăcut. Înainte de a da cuvântul sponsorilor prezenți în această seară la deschidere, vreau să anunț întreaga echipă de sponsori. O parte din aceștia nu sunt prezenți din motive ce țin de activitatea zilnică. Aș vrea să anunț că Dedeman Bacău este unul dintre sponsorii noștri. King Complex l-a menționat, doamna Pașcu Apăvăloaie, doamna avocat. Agricola Internațional, Pambac Bacău, Ergio Prot Comănești și Doner Kebab. I-am spus ultimii pentru că ei ne vor da și masa. Îl invit pe domnul președinte al CEA de Progresul CFR Comănești să spună câteva cuvinte, vă rog. Mulțumesc frumos! Dați-mi voie să vă transmit și în partea CEA de Progresul CFR Comănești un călduros bun venit tuturor care v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit pe frumoasele noastre meleaguri. Țin neapărat să felicit organizatorii pentru inițiativă și pentru organizare, pentru că știm că nu este ușor să organizeze un astfel de eveniment. Nu în ultimul rând, vă felicit pe dumneavoastră pentru hotărârea pe care ați luat-o, decizia de a participa la aceste cursuri și la această tabără. Mult succes în continuare și ne bucurăm că v-am putut fi alături și în acest an. Două cuvinte din partea King Complex, vă rog. Bună ziua! Noi vă mulțumim că ne-ați invitat și voi fi și foarte scurt. Vă urăm mult succes în activitatea. Mulțumim, mulțumim! Având în vedere că speech-urile de la această masă s-au terminat, aș vrea doar să anunț așa pe final de introducere în frumoasa noastră tabără. Echipa o veți cunoaște, bineînțeles, în această seară. Trebuie să știți că este un efort comun al Sufiliale Comănești, Sufiliale Slănic Moldova, Sufiliale Onești și, bineînțeles, al Filialei Bacău. Suntem o echipă deja formată de ceva timp și pentru că suntem o echipă, încă o dată vrem să-i mulțumim, în primul rând, celui care ne ajută, ne sfătuiește în tot ceea ce facem. Și pentru acest lucru îi urăm din nou la mulți ani și îi și cântăm la mulți ani domnului director Babliuc. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Nu vă faceți griji că avem prăjituri pentru toată lumea. Din tortul ăsta sigur nu ne ajunge. Acestea fiind spuse, domnul director, dacă vreți spuneți ceva, dacă nu, da, nu trecem la toată. Emoționat și fără cuvinte. A doua. Mulțumesc din partea organizatorilor care
au dorit să evidențieze vârsta mea și... Cei 17 ani. Cele... Da, da. Da. Mai am un pic... să ajungem și noi la vârsta dumneavoastră. Da, intru la majorat. Vă mulțumesc tuturor. Și noi mulțumim. Acestea fiind spuse, încă o dată mulțumesc domnului primar, reprezentanților de la ISU Bacău, lui Daniel de la Departamentul de Dezastre de la București, sponsorilor și, bineînțeles, tuturor, vă doresc mult succes, distracție plăcută în această tabără și, că tot vorbim de această seară frumoasă, după masă, vă rog foarte mult să vă odihniți, că avem de treabă. Mulțumesc tuturor și o seară bună!